Guys, deci ăsta este începutul acestui vlog minunat. Vrem să vă spunem că noi astăzi plecăm la aeroport. Avem avionul la 8:30 și eram în drum, de fapt nu în drum, eram acolo în zona aeroportului, în Băneasa, Pipera, pe acolo. Și ce să vezi? Ia zi, ce s-a întâmplat? Ia zi. Mi-a uitat buletinul în imprimantă. Ia zi! Zi mai tare, s-a mutat tot bulevardul. Da, deci, frate, și-a uitat buletinul acasă, acum trebuie să ne întoarcem până acasă la ea, din celălalt capăt de București. Să mergem să luăm. Poate mi-am pierdut de fapt buletinul și l-aveam. N-am pașaportul. Da, deci asta e o distracție. Noi în loc să stăm acum la Starbucks să bârfim ca white basic bitches, mergem acum pe drumuri și alergăm într-o parte în alta ca să-și ia domnișoara asta buletinul. Ceva ce eu aș face, cred că și eu mi-aș fi uitat buletinul acasă. Cred că mi s-a și întâmplat o dată. Când am fost la viză, mi-am uitat eu actele acasă. Eram aproape de Făgăraș și trebuie să întoarcem înapoi în Sibiu să luăm alea. Mod. Guys, o să facem un update la următoarea chestie pe care o să facem, deci dacă găsim buletinul lui Emma acasă, o să facem un update. Dacă nu, s-a pierdut. Guys, update, încă așteptăm Uber-ul și am prins Golden Hour și am vrut să fac acest cadru minunat pentru că nu o să mai vedem așa ceva câteva luni de acum încolo. Pentru că vine iarna, e o distracție, ea curăsc iarna în bag. Uitați-vă ce soare, drăguț! De ce nu poate să rămână cu mine pentru totdeauna? Uite ce frumos se vede prietenul meu. Eu și cu prietenul meu, soarele. Deci, guys, proba adevărului. Ia să vedem dacă e buletinul în imprimantă. Bam! Wow! Bravo, Emma! Un rând de aplauze. Te rog, aplaudă tu, că nu pot. Am ieșit pașaportul. Aplaudă! Aplaudă pentru prostia pe care ai făcut-o. Acum am două, nu mai cred. Acum este timpul de plecare înapoi. Am intrat în casă pentru un minut. Să-mi dai pilă, uite. Uitați, mi-a rupt unghia, prieteni. Trebuie să-mi o dau cu pila puțin acum. Asta este faimoasa oglindă a Emei, în care noi editam poze când eram mici. Thanks. Editam poze când eram mici, se pare că suntem împreună aici. Guys, deci suntem în metro acum și tocmai am alergat două stații de tramvai pe jos. Am alergat printre oameni. Suntem în metroul și mergem acum spre Pipera și pornim spre aeroport. O să vă ținem updated când ajungem în Pipera. Guys, uitați-vă unde suntem. Suntem la aeroportul ăsta de aici din București, foarte mic, care nici nu se vede. Uite, scrie Bucharest Airport. Și am ajuns cu două ore înainte și să stăm acum să ne plimbăm de nebune prin aeroport și să... Eu cred că o să editez, mai nu știu ce o să facă. Am multe vloguri. Oh my god, este cineva care are un câine. Gen, nu pot să vă arăt pentru că sunt filmez cu telefonul. Dar, acum trebuie să ne căutăm zborul. Deci nici măcar check-in-ul nu e deschis, deci stăm ca aterinatele aici. Yay, hai la baie. Guys, mergem la baie. Unde e? Aici era baie. Hey guys, check-in-ul este deschis. Acum merg împreună cu Emma G spre check-in ca să facem check-in în sfârșit. Să mergem pe scaunele alea, să stăm și noi jos ca lumea. Uite, bă, că am trebuit. Avem poarta 6. Check-in la ăsta de 6, la numărul 6. Și după mergem la poarta de îmbarcare unde eu o să stau probabil să editez. Aici putem observa marea coadă de la check-in. Nu știu dacă am voie să filmez aici, că au ăștia niște filme proaste, că n-ai voie să filmezi în locuri. Dar să mergem. Oficial Blue Air, cea mai dedicată companie cu care am zburat vreodată și până acum și vreau să zbor acum. Nu o să intru în detalii de ce, pentru că mă enervez iar. Dar nu recomand, cea mai dedicată companie, dar bine că dau cost măcar. Omul care a mers înainte la aparat a lăsat un credit de 3 lei în aparat și proasta asta acum a băgat încă 7, că să-și iau un suc cu 10 lei în loc să-mi bagi 10. Bă, nu uite cum merge chestia aia, what the fuck. Ei, ți-ai luat sucul, bravo. Update, prieteni, suntem aici la îmbarcare, îmbarcăm în avion. De ce pui tu de aici? Eu l-am luat. Prieteni, ne-am urcat în RATV-ul de pe aeroport. M-am despre avionul nostru minunat, pentru că se vede, în caz că nu știați cum se vede un RATB de pe aeroport. Și astea sunt biletele noastre și locurile. Eu am locul parcă 27 extra, sunt lângă margine, lângă asta, geam. La margine toată. Am la geam, să poți să filmezi, să vă arăt și vouă, să te vede America de sus.
Guys, ne-am văzut avionul cel mai mic și mai sărăcăcios de pe aeroport. Cum te simți că plecăm? Bine. De pe București împreună, ia uite aeroport, aici uite un Wizz. Și uite aici, mai sunt de-astea, uite un avion drăguț acolo, nu știu că se vede pe cameră. Ăla e foarte frumos, designul, nu știu ce firmă e. Și un tarom. Și uite, am ajuns la prietenul nostru avion, așa un mic. Ha. Vom merge azi cu voi în rachetă, ne îmbarcăm. Zburăm peste cer, reclamă la Blue Air. Reclamă proastă la Blue Air. Solicitiți cu atenție înainte de decolare. The safety instruction cards located in the seat pocket in front of you contain important information for emergency situations. Please study them carefully before take-off. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru atenția acordată, vă dorim un zbor plăcut și vă mulțumim că ați ales să zburați cu compania Blue Air. Ladies and gentlemen, thank you for your attention, we wish you a pleasant flight and thank you for choosing to fly with Blue Air. Never again. Cel mai ieftin între scumpe. Jur. Guys, uitați-vă cât de nu se vede pe video așa mișto, uite așa. Uite cât de mișto se vede. Stați să schimb camera să vă arăt și vouă. Uitați, prieteni, este albastru, culoarea mea preferată. Aici este aeroportul. Și acum ne îndreptăm spre banda de decolare. Și încă o dată să vedeți cât de mișto se vede albastru ăsta. Wow, zici că n-am mai văzut niște culori la avion. Prieteni, decolăm! Și-mi place feeling-ul ăsta că te împinge așa foarte tare pe spate și ca și cum ai merge foarte tare cu mașina. Pe pământ, suntem în aer și eu tocmai mi-am descărcat o hartă maps.me se cheamă, care gen poți să ai offline și să vezi pe unde ești așa, gen instalezi aeroportul și o să vedem pe unde suntem, gen iubesc chestia asta. Poate să nu suntem deasupra Sibiului. Și stingerea semnalului luminos de gascenturile. Vă recomandăm să deschideți cu atenție compartimentele aflate deasupra scaunelor. Guys, am coborât din avion, suntem în autobuzul spre aeroport și noi efectiv ne pișăm pe noi, nu mai putem aici. Și acum încă se urcă oamenii ăla și noi nu mai putem. Efectiv nu, deci nu, chiar mă piș pe mine grav. Deci v-am tot.
Odată eram în autocar și am plâns că mă pișam pe mine. Și acum am vine să plâng iar, chiar mă piș grav. Cum ar fi să fie coadă la baie? Nu cred. Cred că aș nebunie, efectiv, trebuie să ne mai luăm și bagajele. În limuzina albă, ca săracii, mergem să recuperăm cheia de la casa mea din Cluj, pentru că mi-am uitat-o. Și stăm aici. Am vrut să zic ceva, dar m-am gândit la mine și nu mai vreau să zic chestia asta pe acolo. Suntem în limuzina. Asta este o limuzină de Cluj, foarte frumoasă. Asta nu era decorată, sunt limuzine și mai curate decât asta. Asta de fapt e troleu sau cum se cheamă. Cum se cheamă, bă, astea cu țepii și deasupra, care merge pe o troleibuz, așa. Troleu. Bună, prieteni! Noi suntem în Cluj, la Antold, în luna decembrie. Este un decembrie, aproape decembrie. Titlul acestui videoclip a fost un scam. A fost un clickbait. Wow. Mulțumim, Ioana Sfinxul, pentru ideea de nume la clip, de titlu. Și da, noi suntem în Cluj, am mers cu avionul din București până în Cluj, am făcut 20 de minute în loc să facem 9 ore cât făceam cu autocarul. Și acum am fost la podul Elisabeta să vedem chestia aia unde scrie și mie cum e în Londra sau undeva în Marea Britanie, unde scrie mie doar de tine și răspunsul cum ar veni aici în Cluj, la podul Elisabeta unde scrie și mie. Și acum mergem spre Antold, ca să-și reamintească Emma de momentele minunate de la Antold. Da. Jur că drumul ăsta era plin de focuri și nu știu ce și fugeam pe aici de nebună printre oameni să ajung odată și uite și tu cât mergem. Îți dai seama cât făceam la festival, cât făceam jumătate de oră într-o parte în alta. Și acum mergem să vedem ce este pe aici și vă mai facem și vouă niște update-uri. Vă spunem ce facem astăzi și așa, că nu știm încă ce facem. Niggas with a stick player.